Ziua, săptămâna, mă bucur să vă revăd. E un privilegiu să fiu în această conferință de presă alături de președintele Consiliului Județean, de prietenul și colegul meu, Constantin Nicolescu. Am să vă spun cum stăm în materie de absorpție a fondurilor europene, nu doar pentru că ăsta e cumva tema obsedantă a activităților mele ca europarlamentar în ultimii 3 ani, și pentru că suntem într-un punct în care impactul negativ al absorpției scăzute a României tinde să aibă efecte devastatoare, nu doar asupra țării în ansamblu, ci și asupra politicii de coeziune a Uniunii Europene. Vă spun aceste lucruri pentru că, teoretic, ni se tot spune de câțiva ani încoace, absorpția fondurilor europene este prioritatea guvernului român. Poezia aceasta o știți toți. Care este realitatea? Astăzi, în termen de plăți, adică de bani care s-au transmis în țară, România a absorbit 3,4% din fondurile structurale și de coeziune. 3,4%. Comisia Europeană constată că aceasta cea mai scăzută capacitate de absorpție dintre toate statele Uniunii Europene și cea mai scăzută înregistrată vreodată în istoria unui stat care a aderat recent la Uniunea Europeană, dacă nu se ameliorează rapid, va avea consecințe care, în termen de cifre, pentru că acestea sunt mult mai expresive decât cuvintele, în termen de cifre, în 2013, citez dintr-un document care a fost prezentat ieri de un ziar, FinRO, România, în 2013, prin sistemul de suspendare a plăților, va pierde cea mai mare parte a finanțărilor din fondurile structurale și de coeziune. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cea mai mare parte? Aproape 20 de miliarde reprezintă suma fondurilor structurale și de coeziune. Pe situația actuală, pe tendințele actuale din România și cu capacitatea actuală a României de a absorbi fonduri europene, experții europeni estimează că cel puțin jumătate din banii din fondurile structurale și de coeziune, asta înseamnă cam 10 miliarde de euro, vor fi suspendați în 2013. Gândiți-vă că 2013 este anul prim de vârf al plății datoriei externe, 4,8 miliarde de euro. Este anul în care România ar trebui să cofinanțeze cu cel mai mare volum de bani proiecte europene și România are un buget care în continuare se contractă. Cum ar putea România să facă față acestei situații în 2013? Este greu de prevăzut. Dar o constatare este simplă. O țară în dificultate economică a României, care ar pierde 10 miliarde de euro, cel puțin, în 2013 și ăștia se pierd definitiv, este o țară care se poate confrunta cu un adevărat colaps economic. Și, în al doilea rând, mesajul meu și nu numai al meu este că cei responsabili pentru o pierdere de asemenea proporție nu mai pot fi tratați doar cu formula răspunderea politică. 10 miliarde de euro sau mai mult de jumătate din totalul fondurilor structurale de coeziune e un pic prea mult pentru simpla răspundere politică. Ca să înțelegeți cât de departe suntem în momentul de față, suntem la aproape o treime din capacitatea de absorpție termen statistice a Bulgariei. La fondul de fondul social european, care e partea fondului de coeziune, avem o capacitate de absorpție în termen, în cifre absolute, procentual de 1,60%. 1,60%, chiar dacă noi am brevetat o metodă cu totul revoluționară în Europa, creșterea capacității de absorpție cu nevasta, respectiv utilizarea Fondului Social European cu dedicație la firmele soției fostului ministru al muncii, care a crezut că așa poate să amelioreze capacitatea de absorpție a României. A reușit doar pe moment, pentru că acum OLAF-ul, ghinion, se ocupă de afacerea respectivă. Ce dorește Uniunea Europeană, ce propune de un an de zile, aproape, din decembrie anul trecut, Uniunea Europeană, în mod repetat,
rolul instituțional cu Guvernul României, Uniunea Europeană a cerut, îndreaptă, numirea unui ministru care să aibă autoritatea politică și managerială de a coordona finanțările europene, toate finanțările europene. Este limpede pe formula actuală cu ministerele, gândiți-vă, Ministerul Transporturilor, prin programul operațional sectorial, avea o capacitate de absorpție în decembrie de 0,6%. 0,6%. Asta înseamnă că există o lipsă completă de proiecte de mare amvergură, o lipsă de capacitate tehnică, resurse umane care să elaboreze proiecte, să implementeze proiecte și ca noi să evităm pierderile acelea, Uniunea Europeană estimează că ar trebui să creștem de 20 de ori capacitatea de absorție în perioada imediat următoare pentru a nu ne confrunta cu catastrofa pierderii a mai mult de jumătate din pachetul pentru fondul de coeziune și fondurile structurale. Ori, Comisia Europeană dorește un ministru puternic, un ministru care să facă politica, strategiile în materie de absorție și nu doar un ministru care să fie arătat când și când în dialogul cu Uniunea Europeană. Un ministru care să impună deciziile în fața ministrilor de linie responsabil teoretic cu marile fonduri. Ministrul Dezvoltării Regionale și Turismului, Ministrul Transporturilor, Ministrul Mediului. Ce vrea să ofere România în momentul de față, după ce citesc din documentul prezentat de FinRO, răspunsul prin nominalizarea domnului Vătafu, ca secretar de stat subordonat premierului, răspunsul autorităților române a fost slab și dezamăgitor, dorește acum Ministerul, Guvernul României să propună o variantă în care ministrul acesta să fie un fel de sit, dar când era mort și legat pe cal, și să fie prezentat când și când Comisiei Europene. Ori Comisia Europeană așteaptă ca până la sfârșitul acestei veri să aibă un ministru puternic, un ministru cu un mandat politic atât de tare încât să schimbe tendința devastatoare de astăzi în materie de absorție. Se va realiza acest lucru? Este puțin probabil, ținând cont de poziționarea de până acum a Guvernului României, dar și a PDL-ului în special. Asta și explică hiperactivitatea din ultimele două săptămâni și întâlnirile repetate ale președintelui Traian Băsescu în Guvernul, în încercarea de a soluționa cumva situația. Și tot așa trebuie explicată și vizita neprezentată public a domnului Leonard Orban la Bruxelles și dialogurile pe care România s-a avut cu reprezentanții europeni. Uniunea Europeană nu mai crede în promisiuni. Ca să citesc dintr-un înalt reprezentant al Comisiei Europene, noi am pus pe hold, cum spunea el, am pus în așteptare speranțele noastre că acest guvern ar mai putea face ceva în materie de ameliorare a capacității de absorție. O a doua constatare, extrem de îngrijorătoare, fără precedent de fapt, pe care am întâlnit-o în documentul menționat ieri de către FinRO, sună astfel. Citesc cu acuratețe. OLAF a exprimat o îngrijorare serioasă asupra faptului că autoritățile administrative și judiciare relevante din România, cum ar fi Direcția Națională Anticorupție, Agenția de Plăți, Autoritatea de Management, Ministerele de Linie, par să lucreze într-o manieră coordonată pentru a contracara investigațiile OLAF. Această suspiciune se bazează pe o argumentație similară prezentată ca răspuns la cererile OLAF și pe indiciile că anumite documente sunt distribuite, circulate între aceste autorități. Este cu totul fără precedent când Comisia Europeană constată, da, în România există coordonare la nivel național, dar singura coordonare existentă se referă la contracararea investigațiilor OLAF, oficiul de luptă antifraudă al Comisiei Europene. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, există un risc major care a fost prezentat de chiar comisarul român,
domnul Cioloș, comisarul pentru agricultură, de a se stabili în perspectiva viitorului cadru financiar după 2014-2020, unde România teoretic ar trebui să primească volume mari de bani și pentru politica agricolă comună și pentru politica de coeziune, spun teoretic, o legătură între capacitatea de absorbție actuală și viitoarele alocări bugetare ale Uniunii Europene. Și ultimul lucru pe care vi-l spun. Acum Parlamentul European se află în perioada de pregătire a cadrului legislativ privitor la cadrul financiar 2014-2020. Eu voi fi raportorul Parlamentului European pentru regulamentul Fondului de Coeziune al Uniunii Europene, ca membru al Comisiei de Dezvoltare Regională. Acum sunt negocieri între statele membre pentru a decide volumul total al bugetului Uniunii Europene de după 2014, perioada noul cadru financiar, cum se numește el, și sunt negocieri între grupuri de state care au interese diferite. Statele care sunt în favoarea unui buget mai mare, statele care sunt în favoarea unui buget pentru politică de coeziune mai mare, statele care doresc menținerea actualei politici agricole comune și a finanțărilor pentru politica agricolă comună. Ori, la momentul la care discutăm aceste lucruri, ne aflăm în aceeași situație ca și acum o jumătate de an, ca și acum un an, ca și în 2009 în campania electorală. Respectiv, guvernul țării noastre nu a prezentat măcar o jumătate de pagină de A4 privitor la viitorul politicii de coeziune și referitor la cadrul financiar 2014-2020. Veți spune ce rost are să avem aceste documente de poziție înainte de a ști care este cu adevărat cadrul, care este proiectul de buget al Uniunii Europene. Teoretic, în conformitate cu rezoluția Parlamentului European, bugetul viitor ar trebui să fie cu 5% mai mare decât bugetul actual în cifre absolute. Dacă nu ai propria-ți opțiune, ce poți să negociezi cu celelalte state? Ce vrei să obții în urma acestor negocieri, ca să fii sigur că în compromisul final să fie incorporată o parte din interesul României, o parte din obiectivele acestei țări, să fii sigur, mai ales că și bugetul general al Uniunii, cadrul financiar, și politica agricolă comună, și politica de coeziune se decid prin consens. Sună frumos, dar asta înseamnă că se fac negocieri atât de dure, încât se ajunge ca toți să accepte soluția îndelung negociată. Ori, la momentul acesta, România nu are nici un fel de document de poziție sau unul pe care să știe măcar câțiva dintre oamenii avizați din această țară. Ca urmare a acestei situații extrem, extrem de îngrijorătoare și închei cu aceasta, citez din nou din președintele Comisiei Europene, pentru a nu fi suspectat că vă dezinformez pe dumneavoastră sau că vrem să destabilizăm România. Domnia sa spunea în scrisoarea din 23.06.2011, Comisia Europeană rămâne extrem de preocupată în ce privește nivelul foarte scăzut al absorpției financiare a fondurilor, citesc cu acuratețe din textul în engleză, a fondurilor de absorbție, din fondurile structurale și de coeziune în România, care a atins abia 3% cu o ușoară îmbunătățire față de situația anterioară de 2%. Aceasta este radiografia tragică a acestui moment, în ciuda cifrelor extrem de optimiste pe care guvernanții ni le comunică din timp în timp. Și dacă o țară care s-a împrumutat aproape 20 de miliarde de euro își permite să piardă circa 10 miliarde sau mai mult în 2013, vă atenționez cu prietenie. În 2012 vor începe deja suspendări automate de plăți ca urmare a neîndeplinirii de către România unor angajamente. Și mă simt iarăși obligat să vă spun, pentru că dialogul meu cu Digi Regio, Direcția Generală Politică Regională a Uniunii Europene, este unul instituțional.
acela, fiind membru al Comisiei de Dezvoltare Regională, mă întâlnesc cu acești oameni care sunt disperați în ce privește situația României. Recent, un înalt reprezentant european spunea: domnule deputat, spuneți-ne ce am mai putea face pentru țara dumneavoastră, pentru că fantezia noastră s-a epuizat. Da, imediat, vă spuneam aceste lucruri nu pentru că doresc să arăt cu degetul la guvernul țării mele, eu fiind în opoziție. Cred însă, ca și dumneavoastră, că cei care sunt responsabili de pierderi economice de o asemenea magnitudine trebuie să facă ceva acum, ceva repede, ca situația să se îmbunătățească. Cred că este și interesul dumneavoastră, fiecăruia dintre dumneavoastră și al familiilor dumneavoastră, ca aceste pierderi să nu atingă proporții devastatoare, și cred că este interesul, în documentele Comisiei Europene se specifică explicit: România pune sub semnul întrebării politica de coeziune a Uniunii Europene. Datorită absorpției foarte scăzute, noi devenim principalul argument al statelor care se opun unei finanțări substanțiale a politicii de coeziune pentru ciclul 2014-2020. Cred că aceste lucruri trebuie oprite, iar și acum chiar vă garantez că este ultima informație, Comisia de Dezvoltare Regională, alarmată de situația din România, dar și de cea din Bulgaria, ar putea discuta un raport din opinie proprie privitor la criza capacității de absorție în România și Bulgaria, sau în România, Bulgaria și una sau două țări altele decât primele două din Uniunea Europeană. Oricum, cifrele dintre noi și cele mai slabe performanțe din Uniunea Europeană sunt astronomice, noi fiind tragic cu adevărat codașa la satul. Mă opresc aici și ascult întrebarea dumneavoastră.